În Ungaria observăm că partidele de opoziție au reușit să ajungă la o formulă de alianță împotriva... Întotdeauna opoziția se poate uni. Sunt șase formațiuni, de la stânga extremă la dreapta radicală. Pentru că sunt în opoziție. Eu sunt curios și la guvernare dacă vor mai avea aceeași... Ați putea să colaborați cu PMP-ul, cu partidul lui Ponta? Da, eu zic că am putea colabora cu toate aceste partide. Cu Pro-România am colaborat. Din păcate, electoratul nu ne-a validat intenția noastră de a fuziona. Câtă vreme electoratul n-a validat-o, este firesc că ea trebuia să se oprească. Putem discuta, putem colabora și acest lucru este facilitat și de faptul că suntem în opoziție sau mai ales noi, cele trei partide pe care le-ați enumerat, suntem undeva în altul tribunei, nefiind jucători în terenul politic. Noi trebuie să revenim pe scena politică. Sigur că da, putem colabora. Mai ales că, spuneam, în opoziție colaborarea este mult mai facilă decât atunci când... Istoric, gândiți-vă, Băsescu, Tăriceanu sunt lideri... Eu aș vrea să fazați și ALDE. Eu aș vrea să fazați și ALDE și PMP-ul după congresele pe care ambele partide le-au avut. Ambele partide sunt într-o nouă etapă a mersului, a destinului lor politic, au conduceri noi. Nu am auzit ca Traian Băsescu să interfereze cu actul de decizie din PMP. Vă garantez că la ALDE nu interferează nimeni cu deciziile pe care le luăm noi. Deci suntem într-un nou registru, într-un nou capitol al vieții noastre politice. Până la urmă să nu uităm că și cei doi pe care i-ați amintit au colaborat și au colaborat cu rezultate la un moment dat. Vă spuneam, nu avem acest exercițiu al colaborării, nu avem acest exercițiu de a împărți puterea și de a conlucra cu partenerii de guvernare. Asta s-a întâmplat și în relația celor doi în 2000.